În seara aceasta au existat trei băieți norocoși care au petrecut trei ore în casa fetelor. Și aceștia sunt Mihai, Alexandru și Ionuț. A fost o ocazie bună ca Diana și Alex să își spună nemulțumirile, gândurile, sentimentele, să rămurească lucrurile și spunea Alex, când am surprins o parte din discuția lor, cum este el, ce apreciază el, zicea că nu e pe genul, mamă, vreau cadou neapărat, nu e materialist, dar la ocaziile speciale își dorește să primească un cadou că e la fel ca și cu complimentele, dacă le faci toată ziua și nu, odată la nu știu cât timp, atunci eu degeaba scoți 100.000 de, de cuvinte că nu prea mai e ceea ce trebuie. După, i-am mai spus daiane că viața lui de după Mireasa este puțin incertă, nu știe încotro va merge, care va fi traseul lui în afara casei Mireasa. S-a gândit că ar putea să se ducă în Anglia pentru o perioadă de timp. O întreba pe Diana cum vede ea această situație, dacă ar fi dispusă să plece din România pentru o perioadă, când s-a răspundă s-a întrerupt.